Jurul format din regizori de film, artiști vizuali și critici a avut misiunea grea de a viziona aproape 830 de filme înscrise la cea de-a 23-a ediție a Festivalului Internațional de Film de Scurtmetraj Alternative. Anul acesta am adoptat varianta pentru primirea filmelor tot prin intermediul internetului. Acest număr a depășit 810 de filme, deci din acest punct de vedere, într-adevăr, este un record. În acest an, cele mai multe producții înscrise în concurs, adică peste jumătate, au fost ficțiuni, restul animații, documentare și filme experimentale. După 4 zile de vizionare, membrii juriului au ales cele mai reușite 51 de producții, dintre care 26 sunt ficțiuni, 15 animații, 7 documentare, iar 3 sunt filme experimentale. Filmele reprezintă 22 de țări, cele mai multe, respectiv 7, fiind din Ungaria. Producțiile alese vor intra în concurs pentru Marele Premiu din acest an. Festivalul Alternative se desfășoară în perioada 4-8 noiembrie la Palatul Culturii din Târgu Mureș și oferă cinefililor posibilitatea de a viziona filmele selectate, dar și filme de lungmetraj care vor fi incluse în programul ediției din acest an a festivalului.